Fenomenul muncii la negru este cunoscut de mulți ani aici, fiind vorba despre oameni care prestau diferite activități pentru diversi angajatori, fără a avea forme legale. În ultima vreme a apărut și așa numită muncă la gri, în care există forme legale de muncă, de obicei pe salariul minim pe economie, dar angajații primesc sume suplimentare de bani de la angajatori, fără ca acestea să fie declarate. Tot aici se încadrează și persoanele care au contracte de muncă cu timp parțial de lucru, care efectuează practic o normă întreagă, dar în acte apare mult mai puțin, iar retribuirea lor se face în același mod. Pentru aducerea la suprafața acestui gen de muncă nedeclarată, se află în derulare o campanie națională care va dura până la mijlocul lunii decembrie. În județul Hunedoara, inspectorii de muncă anunță că vor face controale la societăți comerciale din toate domeniile de activitate pentru a încerca eliminarea unor astfel de practici nelegale. Este unul dintre obiectivele principale și inspectorii de muncă au ca și obiectiv principal în combaterea muncii fără forme legale. Nu trebuie să avem un plan sau un proiect sau un orice altceva. Este treaba noastră și ne facem în continuare. Acum avem o campanie națională care durează până la 17 decembrie în acest an pentru combaterea acestei munci subdeclarate, cum o numim noi munca la gri, pentru a depista acei angajatori care plătesc o parte din salariu pe hârtie și o parte în plic în mână. Toate domeniile de activitate din județul Hunedoara vor intra în filtrele inspectorilor de muncă pentru depistarea acestei munci subdeclarate. Inspectorii de muncă hunedoreni au făcut controle și până în prezent la agenți economici din județ pe tema muncii subdeclarate și au găsit destule abateri. Amenzile aplicate de la începutul anului în curs pentru aceste abateri fiind de aproape 1,5 milioane de lei.